they hate us. They don't hate us. They hate good shit. They used to want good shit. We want the good shit. The good shit didn't happen to us. And now bună dimineața. La mine e dimineața, la mine e dimineața, stați așa. 7:25 in the AM. Se aude cool. În cealaltă cameră, bă, Gabi. Robin e cu noi pe canalul 2. Oh, bă, ce zile, bă. Ce zile. Oameni buni, iată-ne din nou aici. De ce suntem aici? Ce mai vrea Radu să ne zică? Ce dracului mai vrea de la noi? Păi sunt aici din cauza voastră. Dacă n-ați fi fost voi, eu nu eram aici. Imediat. Pe 20 ianuarie 2016 aveam 200 de abonați. Făceam clipul ăsta. Apoi, la 3 luni de zile, îl făceam pe ăsta pentru 1000 de abonați. Acum, după 6 luni de zile, îl fac pe ăsta. De 5000. Nu prea înțeleg eu evoluția asta pe YouTube, dar cert e că după un anumit număr de abonați explodezi. Dacă stăteai să calculezi 200 de abonați ai făcut în 3 luni, adică să mai aștepți încă 3 luni în același ritm, să mai faci încă 200. Nu. Se dublează. Dacă în 3 luni ai făcut 200, în următoarele 3 luni vei face 400. Apoi în următoarele 3 luni ar cam trebui să te duci undeva la 800. Asta dacă ții o numărătoare a abonaților. Pentru că, după cum puteți vedea, de la 1000 până la 5000 sunt 4000 diferență. Asta nu prea contează. Ideea e că ne întâlnim iar în acest format. Ultima oară când am vorbit, aveam și un giveaway pentru voi. De data asta nu mai am pentru că s-au dus bani. S-au băut bani. Spuneam mai devreme că sunt aici din cauza voastră. Sunt din cauza voastră pentru că voi sunteți cei care țineți în viață canalul ăsta, inclusiv pe mine ca cel care îl întreține. În fiecare săptămână încerc să vin cu ceva nou și discutând cu diferite persoane din jurul meu, am ajuns la concluzia că da, dacă stai să vorbești cu oamenii și socializezi, idei vin. Așadar, de săptămâna viitoare, în timpul podcastului de luni, o să am câteva vești pentru voi. Eu zic că bune, o să fie foarte interesante pentru cei care au activitate pe canalul meu. Se știu ei care sunt ea, nu va trebui să dau eu niciun nume. Dar prin intermediul acestui clip sunt aici să vă mulțumesc. Da, am mai făcut-o, da, o să o mai fac. Pentru că e normal să mulțumești, să fii recunoscător cuiva care te ajută, care te susține, care te împinge de la spate, care îți fute un șut în gur când vede că stai cam mult pe loc. Aveți piciorul cam tare, cam dur bucile. Am primit mesaje de la voi de bine, am primit mesaje de la voi de rău, dar tind să cred că asta e evoluția pe YouTube. Și nu numai pe YouTube. Adică, odată ce intri într-un domeniu și începi să faci parte din el, practic o să ai parte și de susținători și de oameni care, din unghiul lor de vedere, nu ești potrivit pentru ceea ce faci. Ar fi trebuit pentru vârsta mea, știu eu, să lucrez într-o fabrică până ies la pensie, apoi să mă bucur de pensia aia ca ei să fie fericiți, ca respectivii oameni care merg după niște tipare ale vieții. I don't know. Îl știți pe ăsta? Pe el? Îl știți? Pe respectivul? El este Robin și pentru cei care nu-l cunosc și nu au auzit de el și nu l-au văzut niciodată, este câinele meu. Câinele care de fiecare dată când înregistrez câte ceva sau vorbesc cu voi, trebuie să vorbească și el, pentru că altfel nu se simte bine. Îți mulțumesc. Sper că nu te-ai lins la... Stăteam într-o zi și dădeam scroll în lista de abonați și analizam canalele voastre de YouTube. Să văd ce fel de oameni se abonează la canalul meu. Și într-adevăr nu am rămas surprins. Sunteți de toate felurile. Și adulți, și minori, și
și fete, și băieți, și cu nume false, și fără nume false, cu poze reale, și așa mai departe. Și atunci m-a lovit. Și încă mă doare. Ce-ar fi dacă aș face un colaj cu o parte din voi care ar vrea să iasă la suprafață, care ar vrea să arate celorlalți că ei sunt cei care stau foarte aproape de mine și ei mă susțin în mod direct de fiecare dată când eu postez câte ceva, de fiecare dată când intru online. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine să-mi bag picioarele de atâta timp. După cum puteți vedea, creștem într-un ritm foarte alert. Bine, asta e și din cauza youtuberilor mai mari care m-au promovat dându-mi ride-uri și fiind alături de mine. Habar n-am de ce. Săptămâna trecută a fost o săptămână în care am primit ride în fiecare zi. Nu știu cum dracului se întâmplă treaba asta, nu știu dacă s-a mai întâmplat și altcuiva și dacă a fost alt youtuber mai mic care a primit ride-uri zilnice, dar eu am fost victima acestor ride-uri, bineînțeles victima în ghilimele. Nu mai sunt la început. Se pare că soarta canalului meu, nu știu, ia o altă întorsătură mult mai serioasă. Și cu siguranță de săptămâna viitoare o să privesc și eu treaba asta mult mai serios. Dragilor, vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici, vă mulțumesc din tot sufletul că vă uitați la mine și că mă ascultați și în clipa asta. Așteptați-vă la lucruri mari pe canalul ăsta, pentru că se face brainstorming și vreau să aduc ceva nou de fiecare dată. Nu vreau să se plafoneze nebunia. Și o să vorbim mai în amănunt în ediția de vorbă cu voi, cu numărul 8, dacă nu mă înșel. Oricum o să fie luni. Dacă clipul ăsta e postat astăzi, joi, 9-9-2016, luni suntem în 12, dacă nu mă înșel. Și acolo vom vorbi în amănunt despre ce schimbări voi aduce în viitor apropiat acestui canal de YouTube. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine până acum și nu uitați, nu închideți videoclipul, nu plecați, pentru că ăștia, imediat după mine, sunteți voi, mă, abonaților, nenorociților. V-am pupat pe toți, multă baftă și aveți grijă de voi, că dacă n-aveți voi, nu are nimeni. Eu am fost Radu, v-am pupat! Release the Kraken! Deci tu, Lucas și Hălere, îți doresc multe bunăți, vizualizări, bani, donații, jocuri, nebunii, delebe. You are my best friend! If I'm dying, you dying with me! Ain't no choice! You're stupid. Well, you're dumb. Huh? I don't like your hair. Oh my god, he went there. Go away, fat man. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Am o portocală, am două portocale, am trei portocale, cui pasă? Am bani, am bani, am bani. Dar te iubesc. Tot în morții tăi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Mia Khalifa. Mia Khalifa.